Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună Soare în rac. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este carieră, finanțe, cea de-a doua etalare va fi tu, el și el sau ea. Atât pentru cei care sunteți într-o relație, cât și cei care sunteți singuri. Deci, prima etalare este despre carieră. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pentru ascendent, lună-soare în rac. de monede, pajul de monede, spânzuratul, 5 de spade și aici avem echilibru, pajul de spade. Fiți atenți la niște relații pe care le aveți cu cei din jurul vostru, posibil membrii de familie, posibil frați, pentru că poate fi și cineva mai mic. Dar în perspectiva carierei este foarte bine. Aveți grijă la niște cheltuieli pe care le faceți. Iar cinciul acesta de spade e posibil să fiți îngrijorat pentru cineva. Vom vedea acum. Șapte de monede. Eremitul. Wow! Asta înseamnă că veți crește în societate. Faimă, respect. De ce? Pentru că eremitul întotdeauna este organizează, administrează totul. Și mai ales eremitul uh, va aduce, de fapt, succes financiar. Regina de cupe și asul de monede posibil să vă aducă un câștig financiar important. Iar cei care sunteți interesați de ceva la care să vă aducă vindecare, poate yoga, meditație, genul acesta de energie sau ceva creativ, poate desenați, pictați, pentru care de-a face cu lichide. Atunci când aveți de-a face cu o divergență cu cineva, preferabil să faceți cu totul altceva. Este ca și cum vă căutați lumina în altă parte. Fie desenați ceva, fie faceți ceva. Când a fost ultima oară, când ați desenat poate o, o, știu? Eu, un desen frumos, o, o pictură sau poate când ați pictat acel lucru vă face să vă liniștiți, de fapt. Iar aici e remitul posibil să împărtășești ceva cu cineva mai bătrân din familie. Poate fi tatăl, poate fi bunicul, poate fi cineva cu care ai o deschidere aparte să vorbești. Spunzuratul, un nou început. Aici este, de fapt, succesul pe care tu ți-l dorești. Și cât de mult investești în, acea, în acel ceva pe care îl faci. 5 de spade, 4 de cupe. În viața emoțională nu ești satisfăcut, te simți singur. Împărăteasa. Vreau să te aștepți într-adevăr spre sfârșitul lunii la ceva în perspectiva carierei, dar și a finanțelor, profituri bune din niște tranzacții care vor veni, care încep din a treia săptămână și se finalizează în a patra săptămână. Și atunci când pur și simplu ți-ai luat gândul de la ceva la care poate um, ești nemulțumit, se va întâmpla. Vei fi fericit și mulțumit! Iar aici poate fi și o grijă față de o anumită persoană. Pajul acesta de cupe și 10 de monede. Aici sunt profituri mari în afaceri sau de la locul de muncă. Ceva care vine către voi acum. 10 de cupe, 10 de și luna. luna voi sunteți guvernați de luna, regina de spade. Vă spune să vă liniștiți, să aveți grijă de voi. Luna ține de mâncare, deci să aveți grijă de cât de obosiți sunteți, ce ar trebui să faceți, iar pajul acesta de cupe din nou vă spune să mergeți către ceva care vă simțiți bine, creativ, pentru a vă liniști psihologic. Pentru că simt că este ceva aici cu cinciul acesta de spade care de, de fapt vine ca o energie de stres inutilă. Sau poate vă aduceți aminte de ceva la care ați pierdut și atrageți acea energie. Nu aveți nevoie de acea energie. Aveți nevoie de o energie bună. Nu aveți nevoie de o tensiune conjugală. Aveți nevoie de o energie bună pentru că aveți împărăteasa și pajul de monede. O nemulțumire emotivă nu vă faceți, nu vă face fericiți. Vă face fericiți ceva care puneți accent pe Venus. Poate o întâlnire la un restaurant, poate vizionarea unui film împreună, un nou început cu ceva, dar cu siguranță este legat și de viața voastră în cariera voastră sau rutina pe care o aveți. Pentru a fi fericit și mulțumit înseamnă că trebuie să împărtășești ceea ce ai cu persoanele pe care le iubești și în același timp să iei acele sfaturi care vin către tine. Posibil să auzi câte ceva, dar nu crede ceea ce auzi aici. Pentru că acest paș de spade mai mult este ca spion și nu ca cineva care vine să-ți dea de fapt un sfat bun, ci pur și simplu să ia după ureche. Cel care îți va da sfatul bun este acest eremit. Poate fi ascendentul la soare în fecioară, dar poate fi și cineva mai bătrân sau care considerați voi că are înțelepciune și puteți lua acest acel sfat. Mergem la la etalarea de dragoste, să vedem ce avem, dar cu siguranță veți avea aici un câștig financiar. Ce avem în etalarea de dragoste? Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți. Ce avem în etalarea voastră? Deci prima etalare este a voastră. Ce trebuie să știți? Wow! Ce noutăți aveți aici? Aveți un 8 de bute. Este fie o călătorie rapidă, fie ceva la care poate chiar nu vă așteptați. patru de monede, îndrăgostiții și lumea. Un nou capitol. Aici îl văd ca pe o, o perioadă emotivă, să zice. Iar aici cavalerul de cupe. Posibil pentru unii dintre voi, cei care nu aveți o relație să intre cineva în viața voastră și posibil să fie de peste hotare sau chiar vine un mesaj la care nu vă așteptați. Cavalerul acesta de cupe, nouă de cupe, dorința voastră de a fi împreună cu cineva și poate chiar ați avut o mică neînțelegere având în vedere că nu este aproape de voi. Optul acesta de bute. Poate fi o călătorie cu avionul, dar poate fi și o comunicare față în față cu persoana respectivă. 8 de bute, voi, 2 de cupe. Atrageți de fapt sufletul pereche. Este emoțional, este ceva la care trebuie să lăsați la o parte egoismul din voi, să fiți vulnerabili, să vă dați seama că de fapt aveți sentimente către persoana respectivă. Este regele de bute. Deci cu siguranță vine cineva în viața voastră, nouă de bute, aici este decizia respectivă sau mai bine zis ceva la care încă nu se pune în discuție, dar voi ar trebui să mergeți cu atenția către comunicare, lumea, șapte de spade. Dacă doriți într-adevăr să aveți o relație frumoasă cu persoana respectivă ar trebui ambii să vă bazați pe o comunicare onestă. Cavalerul de cupe, patru de bude. Pentru că atunci undeva stagnează relația respectivă. Persoana cealaltă. 6 de spade o relocare sau posibil să călătorească. Justiția. Cineva care e posibil să fie implicat într-un divorț. Patru de cupe. Ceea ce înseamnă că ei nu se pot atașa până în momentul în care nu finalizează ceva. 8 de monede. Atenția lor este de a studia, de a merge mai departe în carieră. Asul de băte. Vor un nou început. Și încearcă, caută să facă ceva nou în viața lor. Persoana respectivă își dorește să iasă dintr-o relație toxică. Iar aici aveți pajul de spade. Puterea le este în același moment teamă pentru că ei nu-și doresc de fapt o relație pentru totdeauna, pentru că deja s-au frit, cu alte cuvinte. Haideți să vedem persoana respectivă. Am senzația că este cineva care fie voi, fie cealaltă persoană sunteți deja într-o relație. Cine este persoana respectivă ce încearcă să ne spună și care ar fi viitorul cu persoana respectivă. Cineva care vă iubește, este un nou început. Erofantul, steaua, cavalerul de săbii și regele de cupe. Deci, persoana respectivă este cineva care v-a dat un mesaj de dragoste, care încearcă să fie alături de voi, marea să ei au luat o decizie în privința voastră, herofantul au de face cu ceva la care trebuie să o vadă în perspectivă, dacă vor fi împreună cu voi. Regele acela de cupe este un rege care îi iubește sincer. Au succes. Justiția. Deci, posibil să aibă de-a face cu o despărțire. Vindecare pentru un nou început și soarele. Pentru ei, voi sunteți destinul lor. Voi, magicianul, l-ați transformat viața. Trei de monede, deci posibil unul din voi să fie într-o relație, lumea, un nou capitol în viața voastră, posibil să fiți și voi în această situație, pentru că aveți regele de săbii. Dar există o dragoste profundă. Foarte interesantă etalarea voastră și este ceva crucial aici, în această relație. Da, este o schimbare dăruiești și primești șase de monede, este ceva legat într-o viață anterioară. Da, patru de bute. Poate chiar într-o viață anterioară ați avut o relație împreună. Este ca și cum vă cunoașteți până și obiceiurile, cuvintele, maniera cu care vorbiți, cu care discutați, este aceeași. Foarte interesant. Vă asemănați cu alte cuvinte. De puc. Felul în care vorbești și te transformi în fața celuilalt va trebui să fii onest. Pentru că numai atunci veți vedea într-adevăr fericirea în sine. Iris the Rainbow. Curcubeul întotdeauna este frumos și acel număr șapte care ne spune al culorilor ne spune ceva. Este demn de încercare și dacă într-adevăr dorești să ajungi acolo. Iar aici, The Bright Mother este cineva care este iubit de toată lumea. Poate că acum este momentul în care să aveți o relație frumoasă, dar din start vă spune să fiți onești, să nu vă ascundeți, să nu vă transformați în nimic. Faceți un efort dacă doriți să aveți această relație, pentru că e posibil ca persoana care intră în viața voastră să fie persoana pe care o căutați și vi se spune că sufletul pereche posibil să difere de tipul pe care voi îl așteptați dar este ca și cum voi deja ați întâlnit persoana respectivă. Știți, simțiți, dar nu aveți curajul să recunoașteți că de fapt poate fi persoana pe care voi o căutați sau ați căutat-o mai bine zis. 5 de este a doua oară când îmi apare acest 5 de iarnă. Este sfatul de a ieși dintr-o relație în care se minte, cu alte cuvinte. Ego. Uneori, poate nu ieșiți dintr-o relație pentru că dați mare importanță confortului material, dar nu trăiți cu acel confort material și nu plecați cu acel confort material. Și de aceea vă inspiră. Frică. Totul are un nou început și totul poate fi luat de la zero. Prințesa de iarnă. Cineva care trebuie să fie realistic, trebuie să aleagă, să spună onest ceea ce simte. sau pur și simplu să te adresezi cu onestitate prin bunătatea pe care o ai pentru a înțelege și celălalt de lângă tine dacă într-adevăr există ceva între voi sau nu. Deci fiți cinstiți cu voi înși vă. Pentru că numai atunci veți câștiga. Iar imaginea acestui tigru, imaginați-vă că acest tigru poate fi energia ta, dar poate fi în același timp și energia persoanei cu care ești împreună. Îți dorești să trăiești cu un tigru sau îți dorești să trăiești cu cineva care împărtășești aceeași energie? Este teama de a pleca din ceva, din confortul material aici. Asta vă văd. Deci, voi sunteți cei care alegeți pentru unii dintre voi. Nu toată lumea trebuie să rezoneze, dar luați ceea ce voi rezonați. Numai bine, la revedere!